del președinte Severo, però se un... Vă rog, nu mă faceți să fiu un președinte sever. Dacă unul dintre noi vorbește timp de 10 minute, nu mai reușim să respectăm ordinea de zi și dacă vorbiți noastră prea mult, nu mai au suficient timp să vorbească petiționarii. Și, domnul Ciabo Tabagi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cred că antevorbitorii mei au indicat deja natura foarte serioasă a problemei și au vorbit despre accidentele foarte grave care s-au produs deja în trecut. S-au referit la accidentul de la Baia Mare din 2000, care a rezultat din faptul că 20.000 de oameni și-au pierdut slujbele și a durat ani până când Tisa și-a revenit. Până în acest moment, niciun cetățean maghiar n-a primit vreo compensație pentru pagubele pe care le-a suferit. În calitate de membru al Comisiei de Mediu, vreau să vă atrag atenția asupra unei serii de lucruri extrem de importante. Salut avizul Comisiei, deși cred că el este insuficient. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei serii de lucruri. Tehnologia, mineritul cu cianuri este folosit în Suedia, Finlanda, însă ei folosesc o tehnologie foarte diferită, așa numită tehnologie închisă. Deci cred că este important să punem întrebarea dacă și de ce nu se poate folosi această tehnică închisă la Roșia Montana. Așadar, de ce nu se poate folosi aceeași tehnologie care se folosește, de exemplu, în Suedia sau în Finlanda? Această tehnologie diferită de minerit cu cianuri garantează protecția mediului, în timp ce aici, cu acest proiect, nu avem aceste garanții sau garanții echivalente. Un alt lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este directiva RICH. Nu o să vă dau acum citate din directiva RICH, dar o să vă transmit paragrafele relevante. Însă, această directivă spune practic următorul lucru. Dacă în cadrul aceleiași tehnologii, în cadrul aceleiași proiect, există un alt proiect care este mai puțin poluant și care este mai puțin nociv pentru mediu. Deci dacă există o astfel de tehnologie, cum e tehnologia la care m-am referit, tehnologia de minerit cu cianuri închisă, care este folosită în Finlanda și în Suedia, atunci trebuie să ne punem întrebarea, de ce compania aceasta australiană, canadiană, nu folosește această tehnologie? Există o diferență între Suedia, Finlanda și România și această diferență este că în Suedia și în Finlanda, încălcările directivei RICH sunt sancționate cu mare severitate, în timp ce în România încălcările acestei directive nu sunt sancționate cu aceeași severitate și cu aceeași strictețe. Comisia ar trebui să atragă atenția României asupra faptul că în România nu există sancțiuni penale dacă se încalcă directiva RICH. Doar sancțiuni administrative există. Deci dacă această companie va încălca prevederile directivei RICH, trebuie ca ea să poată fi supusă unor sancțiuni penale, pentru ca cei responsabili, cei care încalcă legea, să fie supuși legislației penale. Responsabilitatea civilă de mediu este un lucru important și cred că și Comisia ar trebui să abordeze autoritățile române pentru ca acestea să forțeze compania care dezvoltă acest proiect să-și facă o asigurare suficient de mare pentru ca aceasta să poată acoperi eventualele pagube care să rezulte din orice accident care se poate întâmpla. Avem un factor de multiplicare de 6 când luăm în considerare fondurile puse la dispoziție de o astfel de companie. Așadar, proiectul Roșia Montană presupune niște riscuri de mediu atât de mari,
încât Uniunea Europeană nu cred că poate, din punct de vedere moral, nu poate să susțină acest proiect. Acest proiect de minerit nu cred că poate fi lăsat să continue. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gönz. Köszönöm szépen. Én is szeretném. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să salut intervenția reprezentanților acestei petiții. Cred că este important să putem discuta acest subiect astăzi. N-aș vrea să intru în detaliu pentru că multe aspecte deja au fost menționate. Însă trebuie să fim prudenți și să protejăm Comisia și Europa și trebuie să fim conștienți de riscuri. Pentru că și domnul Tobody a menționat celelalte probleme din Baia Mare și toate celelalte accidente unde, din nefericire, râul Tisa a fost afectat și a fost nevoie de o perioadă lungă pentru reabilitarea acestuia. Acolo nivelurile de poluare au fost depășite de 180 de ori și știm că procedura de certificare deja se desfășoară de mai bine de un an și multe alte proceduri au fost demarate. Știm că există riscuri importante și evident nu putem să ne prefacem că deja că lucrurile încep de la zero. În 2010 au fost alerte care spuneau că tehnologia cu cianuri n-ar trebui să fie folosite. Anumite tipuri de tehnologii au fost interzise, însă altele sunt încă permise. Și mi se pare destul de grav faptul că nu s-a întâmplat nimic de anul trecut atunci când s-a luat o decizie în Parlament. Se poate vedea că societatea civilă este împotriva acestui proiect. Peste 17.000 de persoane au semnat petiția și cred că noi ar trebui să ne concentrăm și asupra părerii societății civile. Să ne pune și problema patrimoniului cultural și, bineînțeles, cea a efectelor asupra mediului. Cred că nu putem să ne comportăm de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic în trecut. Și nu putem nici să rămânem pasivi, să așteptăm să se întâmple o catastrofă, pentru că este vorba aici de răspunderea noastră colectivă. Trebuie să facem ceva, trebuie să acționăm. Comisia ar trebui să pregătească o propunere prin care să se oprească folosirea acestor tehnologii cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Preda. În primul rând aș vrea să salut și o prezența petiționarilor în sală și să le mulțumesc pentru prezentările făcute. Așa să spun la rândul meu câteva cuvinte despre situația de la Roșia Montană, reamintind mai întâi de toate câteva elemente de bază, și anume faptul că petiția de care ne ocupăm privesc un proiect de exploatare care nu există decât pe hârtie. Nu e nimic altceva decât schițe pe hârtie. Sunt foi. Nu există în realitate o exploatare, ci discutăm despre ce e pus pe niște hârtii. De altfel, intenția de a porni un proiect e foarte veche. Datează din 2004. Atunci compania, care nu mi-a fost pomenit, în decembrie 2004 a depus o cerere de autorizare. Și de 7 ani, se fac 7 ani în curând, se discută. Deci cum discutăm noi astăzi, se discută și în România de 7 ani despre acest proiect, care n-a fost pornit. Mai mult decât atât, toate elementele legate de această dezbatere și de răspunsul autorităților române la diverse îngrijorări, toate aceste elemente sunt publice.
Sunt pe site, diverse site-uri. Eu am și imprimat, de pildă, aici raportul de securitate. Îl fac cadou colegului Boștinaru, care e foarte speriat de perspectiva ca această activitate să înceapă. Deci nu-i nimic. Eu vă fac cadou, domnul Boștinaru, și vedeți ce faceți. Dacă vreți să-l citiți, bine. Dacă nu, asta e. Au fost, cum spuneam, organizate numeroase dezbateri publice în România. Și very much appreciate if you did not have a dialogue right. Președintele întrerupe. Vă rog să nu aveți acum un dialog. Să vorbească fiecare la rândul său. Mulțumesc. Dezbateri au fost asociați și autoritățile au fost asociate și autoritățile maghiare. Inițiatorii proiectului, pe de altă parte, au primit observație publicului și au reacționat. Evaluarea de impact asupra mediului, anexa cu soluții de rezolvare a problemelor, sunt de asemenea în examinarea autorităților române. Acum, ce aș vrea să observ este că petiționarii invocă mai multe directive europene care ar fi fost încălcate de către proiectul Roșia Montană. Acum, sincer să fiu, cred că avem o problemă de situare în timp, pentru că nu puteau fi încălcate niște directive dacă exploatarea n-a pornit. Niște foi de hârtie nu pot să încalce niște directive. Deci cred că ar trebui să fixăm să fixăm dimensiunile temporale ale proiectului. E o fază exploratorie în acest moment. Nu e o fază operațională a proiectului. Și cred că din punctul ăsta de vedere trebuie discutat. Pe de altă parte, regret că petiționarii au trebuit să facă drumul până la Bruxelles ca să afle că nici Comisia Europeană, nici cu atât mai puțin Parlamentul nu au competența în stoparea unui proiect. Îmi pare rău, cred că sunt niște informații care puteau fi obținute foarte ușor și regret că lucrul ăsta nu era știut. Autoritățile române trebuie să se pronunțe în acest dosar. Și nu o fac. De 7 ani nu există o decizie în această privință. Sunt 10.000 de pagini care au fost depuse și o decizie nu este încă luată. Din punctul de vedere al publicului european, cred că ceea ce trebuie știut este că în acest moment toată lumea și compania care a depus acest proiect și autoritățile române sunt preocupate de respectarea legislației europene. Eu înțeleg că de la un timp încoace s-a făcut o coaliție adversarilor acestui proiect care vor să schimbe legislația europeană și care se adresează cu multă forță și Comisiei și publicului din România. Chiar inventând versiunea potrivit cărea orice exploatare cu cianuri este interzisă pretutindem pe glob. Cred că asta e doar propagandă. Soluțiile tehnice solicitate celui care a depus proiectul, companiei care a depus proiectul, soluțiile tehnice solicitate vizează tocmai respectarea normelor foarte stricte europene. Nimeni n-a spus în România, nici compania care a depus proiectul, nici autoritățile, că n-ar vrea respectarea acestei legislații. Dimpotrivă, toate precauțiile au fost afișate public și, de pildă, ca să vă dau doar un exemplu, deși datele astea, mă gândesc, sunt făcute deja publice, le poate descărca oricine de pe internet, Ministerul Mediului, de pildă, a cerut să se utilizeze instalații astfel încât concentrația cianurilor disociabile să nu depășească 3 părți pe milion la descărcarea la descărcarea niazului de decantare. E unul dintre exemple. Deși, repet, adversarii proiectului spun că nimeni nu-i preocupat de asta. Dialogul care e public spune clar contrariu și toate îngrijorările pe care le-a evocat și le-au evocat și petiționarii, le-a evocat și domnul Boștinaru, ceilalți colegi le-au spus de asemenea, toate astea sunt luate în seamă. În ceea ce privește garanția financiară, despre care s-a discutat, e de asemenea în curs de evaluare această garanție, tocmai plecând de la îngrijorarea pe care a exprimat-o domnul Boștinaru. Acum, în încheiere, dați-mi voie să spun că regret faptul că în discuția despre Roșia Montană
s-au introdus teme care nu au nimic de a face cu Roșia Montană și cu atât mai puțin cu petițiile prezentate azi aici. Domnul Boșteanu a vorbit despre atribuțiile președintelui român. Nu înțeleg ce legătură are cu activitatea din comisia noastră. Așa cum domnul Boșteanu a sugerat cumpărarea unor politicieni din România. Nu înțeleg ce legătură are. Uitându-mă de altfel la ce se întâmplă de 7 ani încoace, aș face mai degrabă ipoteza că poate au fost, mi-e jenă să spun, cumpărați cei care se opun proiectul, pentru că dacă ar fi fost cumpărați unii, s-ar fi făcut proiectul, nu? Mi se pare că... I would very much appreciate if you would not... Președintele, aș aprecia foarte mult dacă nu ați... Această vigilență ne-ar fi plăcut să se exprime și când a vorbit domnul Boșteanu, care introducere pe teme legate de dezbatere. Doamna președinte, nu eram eu președinte de ședință în acel moment, dar vă rog, nu avem foarte mult timp. Am o întrebare legată de vizita din România. Știu că pe agenda acestei vizite s-a propus introducerea discuției petițiilor pe care le discutăm și azi aici. Mă întreb, de ce le discutăm și azi aici și peste o lună la București? Le discutăm în fiecare lună? Care este rațiunea procedurală dacă am discutat astăzi aceste petiții? De ce trebuie să mai discutăm încă o dată la București, în aceeași componență? Aș fi fericit dacă aș afla răspunsul, dacă nu de la coordonatorul grupului socialist, domnul Boștinaru, măcar de la dumneavoastră, doamna președintă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vom vedea când primim programul pentru vizita din România ce locuri o să vizităm în numele Comisiei Peti. Dar trebuie să avem programul final. Doamna Vălean. Doamna Vălean, vă rog să fiți foarte succintă, pentru că mai avem doi petiționari de ascultat. Și la ora 11 avem ombudsmanul polonez. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succintă și o să vorbesc în engleză, totuși. Diana. Deși compania este canadiană, dar este bazată în România, chestiunile de mediu reprezintă o chestiune europeană. Acest lucru este recunoscut și de aceea discutăm acest lucru și avem dreptul să discutăm problematici legate de amenințările și de pericolele privind mediul. Eu sunt și mediu al Comisiei de Industrie și o să vă spun o chestiune care nu ține neapărat de competența mea. Un stat membru ar trebui să aleagă dacă se acceptă sau nu proiecte industriale, pentru că sunt o serie de industrie în care pot apărea accidente care ar presupune un risc pentru mediu. Acum întrebarea este să avem sau să nu avem o industrie. Asta este o întrebare pe care și-o pot pune toți cetățenii sau statele membre. De aceea avem directive la nivel european. Avem directive pentru a stabili clar condițiile, măsurile de securitate care sunt legate pentru de realizarea de unei industrii. De aceea nu putem spune că noi aici putem aproba sau respinge proiectul, dar putem să discutăm, putem să rugăm Comisia să furnizeze un răspuns din partea Bruxellesului, un aviz dacă se încalcă sau nu dreptul european în acest caz. În opinia mea nu se încalcă dreptul european, dar rămâne de văzut. Comisia trebuie să dea un răspuns și apoi să se vadă dacă părțile sunt de acord cu acesta. Mulțumesc foarte mult! Cred că este o petiție foarte importantă, iar domnului Preda iar spune că aproape că ați insultat petiționarii. Prezența dumnealor este importantă aici, a spus și dumneavoastră, nu este ilegal să se folosească cianurile, de fapt nu asta au spus, dar dacă normele europene sunt foarte strict în acest sens, au impresia că nu sunt respectate.
și cred că ar trebui să le fim recunoscători repetiționării pentru că ne-au atras atenția asupra acestei probleme. Asta vreau să vă spun după ce am urmărit această dezbatere de adineauri. Am fost oarecum stânjenit pentru că munca lor pare să nu fie recunoscută. Cred că acesta ar fi unul dintre... va fi unul dintre obiectivele călătoriei noastre în România. Eu aș vrea să pun o întrebare petiționarilor și comisiei. Petiționarii doresc să se anuleze complet acest proiect, pentru că nu am înțeles dacă e foarte clar acest lucru. Și apoi întrebarea mea adresată comisiei, acest lucru se referă doar la România sau și vizează doar România sau și țările învecinate în ceea ce privește construcția barajului, al digului? Pentru că dacă nu este, dacă este vorba de o chestiune care se referă doar la România sau care vizează întreaga Europa. Și apoi aș vrea să întreb cine ar putea să examineze toate aceste chestiuni, mediul, patrimoniul cultural și așa mai departe. Cred că comisia ar trebui să se gândească serios la înființarea unui astfel de... de comisie. Eu o să vorbesc în general fără să știu neapărat fondul. Eu aș vrea să îmi aduc aportul în ceea ce privește procedurile noastre în comisia pentru petiții. Poate suntem, am fost sesizați prea devreme. Poate că ar trebui să așteptăm să se ia o decizie sau un studiu de impact. Altfel vom fi inundați constant de diverse proiecte care sunt pe cale să se realizeze. Poate că ar trebui totuși să așteptăm mai mult, să vedem cum se desfășoară aceste proiecte înainte de a ne pronunța. Cred că este prematur să eliberăm un aviz în ceea ce privește comisia noastră. Cred că este prea devreme. Mulțumesc. Eu, ca președinte, nu pot să am un punct de vedere pe scurt. Petiționarii și comisia, puteți să răspundeți la aceste întrebări, după care o să fac o comunicare. Vreau să-i spun domnului Preda că dânsul spunea că proiectul încă n-a pornit, dar dânsul știe că este în programul de guvernare a guvernului Boc. Deci este pe agenda... Este adevărat. Eu puteți să verifica acest lucru. Eu știu când a ieșit domnul Boc și a spus că acest proiect este în programul de guvernare al Guvernului României. Apoi vreau să-i spun domnului Preda că acest proiect este de vreo 15 ani derulat prin Roșia Montană în România. Și că și dânsul ar trebui să-și pună întrebare de ce nu a pornit acest proiect și de ce 4 sau 5 guverne care s-au perindat pe la guvernare n-au avut curajul să aprobe acest proiect. Îi spun pentru că autoritățile locale, bineînțeles compania a cerut, autoritățile locale au acceptat și au încălcat legea. Pentru că sunt nenumărate procese câștigate de cei din care se opun proiectului, pentru că sunt oameni care vor să trăiască acolo. Așa cum și noastră trăiți liber într-o țară a Uniunii Europene, vrem să trăim și noi, chiar dacă Roșia Montană este mai departe de București. Și vrem să trăim și noi acolo, să fim tratați ca cetățeni ai Uniunii Europene. Însă la Roșia Montană nu se respectă legea și asta s-a demonstrat timp de 15 ani. Apoi... Nu avem foarte mult timp, spune doamna președinte. Nu lăsați foarte mult timp celorlalți petiționari, dacă vorbiți atât de mult. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În răspunsul nostru scris, noi am încercat să exprimăm foarte clar trei aspecte.
În primul rând că proiectul, din cauza dimensiunilor și poziției sale, este într-o categorie aparte. Deci nu are niciun fel de... nu poate fi comparat cu orice alt proiect din Europa. Și... doar din acest motiv, că este un proiect atât de sensibil, trebuie tratat în mod special. În al doilea rând, riscurile nu au fost evaluate în mod independent, ci în mod credibil. N-am reușit să găsim niciun raport care să fie în același timp cuprinzător și să fie făcut de persoane a căror credibilitate să nu poată fi puse sub semnul întrebării. Majoritatea acestora sunt în conflict de interese. Deci, sigur că este posibil să se facă acest lucru. E posibil ca și Comisia de Petiții și Comisia Europeană să ceară un raport independent și cuprinzător făcut de niște specialiști care să nu se afle în conflict de interese pe această temă. În orice caz, dimensiunile acestui proiect fac ca efectele potențiale ale unor accidente posibile și previzibile să fie imense și nu avem o evaluare a acestor efecte. Și am spus cu mult respect în răspunsul nostru, în reacția noastră la răspunsul Comisiei, că în astfel de cazuri Europa trebuie să adopte și adoptă principiul precauției în situații în care riscurile sunt imense sau oricum foarte mari și în care nu există o evaluare corectă a acestora, se adoptă principiul precauției. Așadar, am cerut sau am propus ca acest proiect să fie oprit în mod provizoriu până când va exista o evaluare corectă a riscurilor și până vor exista planuri de urgență și planuri de contingență care să fie create. Vă mulțumesc. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Comisia. Dacă aveți de făcut comentarii. We have received two questions, so I will try. Mi s-au pus două întrebări. Voi încerca să răspund la acestea. Prima. Vis-a-vis de dimensiunea internațională a proiectului. Conform cunoștințelor mele, acest proiect este suficient de mare încât să se supună convenției privind evaluării de impact asupra mediului, deci convenția ESPO. Așadar, această convenție presupune că și țările învecinate ar trebui să fie implicate în tot acest proces. A doua întrebare care ni s-a adresat se referea la o analiză independentă din partea Comisiei privind patrimoniul cultural, istoric și social. Eu nu consider că sunt competent să mă refer la acest lucru și dacă îmi permiteți, voi transmite această întrebare mai departe la colegii care au competență și voi reveni cu un răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Înainte de o recapitulare, aș dori să vă informez că azi dimineață, foarte devreme, secretariatul a primit prin e-mail poziția oficială a reprezentanței permanente a României cu privire la ambele petiții. Și cu privire la petiția 27 privind parcurile eoliene, despre care vom vorbi în cursul după amiezei. Scrisoarea va fi pusă la dispoziția dumneavoastră imediat după traducerea ei, deci cât de vreme cu putință. În concluzie, aș spune că răspunsurile Comisiei au fost de așa natură încât petiția poate să rămână deschisă. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele care pot să ne parvină de pe urma vizitei de anchetă și așteptăm de asemenea răspunsurile detaliate ale Comisiei în urma analizei făcute de acel grup independent despre care a vorbit. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să trecem la următorul.